bună! Astăzi mă întorc cu un haul de la Jumbo. Am fost recent la Jumbo pentru că au băgat decorațiune de Crăciun și mereu merg acolo, au tot felul de chestii, sunt atât de frumoase și chiar nu sunt scumpe. Iar anul acesta am găsit niște chestii foarte, foarte faine. De fiecare dată când fac haul-uri de la Jumbo, mereu vă bucurați și îmi ziceți că vă place și să mai fac, așa că m-am decis să fac și anul acesta. Iar cum Crăciunul este sărbătoarea mea preferată, am zis că trebuie neapărat să merg și anul acesta. Așa că dacă vreți să vedeți ce am cumpărat de la Jumbo, continuați să vizualizați. Am și bonul aici ca să nu uit cumva ceva, pentru că sunt destul de multe chestii, nu exagerat de multe. Am vrut să iau mai multe produse calitative și să arate fine, să meargă cu decorațiunile de anul acesta. Așa că nici nu știu cu ce să încep prima dată. Probabil o să încep cu căsuța asta, pentru că e chiar aici și mie să n-o rup. Au tot felul de decorațiuni din acestea din lemn. Un ren foarte mare și frumos, tot felul de căsuțe, una mai înaltă, stil așa biserică. Era și aceasta și mi-a atras atenția, dar n-am luat-o de prima dată, m-am mai plimbat. Tot mergeam și s-a terminat secțiunea cu decorațiuni de Crăciun și mi-a rămas gândul la ea, ne-am întors pentru că nu pot să sar dintr-o parte în alta, efectiv a trebuit să ne întoarcem și m-am uitat din nou la ea și am zis, tu trebuie să vii acasă pentru că ești superbă. E atât de frumoasă, are și aici în spate, aveți suport pentru baterii pentru că se aprinde și înăuntru va fi luminată, arată foarte fain, încă nu i-am pus baterii, dar după cum vedeți are și eticheta, pe aia n-am pus-o în sufragerie. Dar este foarte, foarte frumoasă, are aici și un brăduleț cu conuri, câteva globuri și acoperișul este cu zăpadă. Îmi place mult de tot și o să arate superb cu decorațiunile din sufragerie, așa că a trebuit neapărat să o iau și pe asta. Da, a fost 25 de lei, foarte ieftină pentru cât de frumoasă și este dintr-un lemn tare și gros, e foarte de calitate, îmi place mult. Că tot vorbim de zăpadă, anul acesta vreau să pun zăpadă artificială pe brad. Am văzut câteva imagini pe Pinterest cu niște brazi superbi. Erau foarte fain decorați și am vrut să iau și eu zăpadă artificială. Am luat două pentru că nu știam dacă o să-mi ajungă unul. Care să încep? Încep cu ăsta. Este auriu, Let It Snow, are câțiva fulgișori, un om de zăpadă. Foarte drăguț. Și al doilea este albastru cu argintiu. Îl are pe moșu cu renii, tot așa câțiva fulgi. Aici este o biserică și o casă. Foarte fain și ăsta. Am luat și o mică decorațiune de brăduț. Pe acesta am găsit-o tot undeva pe la intrare și mi-a plăcut mult. Aveau tot felul de brăduț și așa din metal, dar aveau și din plastic și efectiv din materialul acela de beteală. Era o grămadă, tot felul de decorațiuni, dar acesta mi-a plăcut mult de tot. Are și câteva mărgeluțe, nu știu dacă îl vedeți bine, poate așa, dacă ar focaliza pe brăduț și nu pe fața mea. Sper că îl vedeți, e foarte fain. Chiar înainte să ieșim, erau tot felul de acadele și bastoane din acestea și a trebuit să iau și eu câteva. Am luat 3 candy cane din astea, pe care probabil o să le pun în brad, nu știu exact dacă o să le mănânc. Și apoi am luat 3 acadele din astea, 2 cu Moș Crăciun și una cu om de zăpadă. A trebuit să schimb bateria, dar sper că nu am mișcat foarte mult camera. Așa, deci v-am arătat acadelele, apoi tot parcă spre ieșire am găsit fața asta de pernă. Scrie All I Want For Christmas Is You și este o inimă mare, este roșie și este un material foarte, foarte gros. Nu știu exact dacă vă dați seama, dar chiar e groasă și aici pe margine are așa niște ciucurași din ăștia mici. Și nu este acțipil, adică este cusut, după cum puteți vedea. Și chiar arată super, mă bucur mult că am luat-o. N-am putut să mă abțin și a trebuit să-mi iau o pătură. Aceasta e genială, e atât de pufoasă și are model de fulgi de nea cu roșu așa și ea este un alb. Pe interior nu are, este pur și simplu, dar vreau să vă arăt de aproape materialul. Este extrem, extrem de fin, nu știu dacă vă dați seama, dar e foarte fin.
și arată super fain. Fulgeri ăștia sunt destul de mari, iar apoi mai au, unde e ăsta? Unii așa mai micuți. Este super, super mare și partea faină e că a fost doar 30 de lei. Și mi-a venit să cred când am văzut-o. Inițial am pus mâna pe ea și zic, nu o să iau pentru că este extrem de scumpă. Și mă uit la preț și am văzut 30 de lei, zic, nu pot să cred. Am citit exact numele să văd dacă e vorba de pătura asta și despre ea era vorba. 30 de lei, nu venea să cred. Arată atât de fain. Mi-am făcut câteva poze în ziua când am luat-o, pentru că n-am putut să mă abțin. Uitați cât de faină e. Cred că o să stau cu ea pe mine. Oh, cât de frumos și atât de pufoasă. O ador. Am o obsesie cu păturile. Am deja 3 pături pe patul meu. Vreo 2 în sufragerie. 3 în dormitor la părinți. Deci sunt destul de obsedată cu păturile. Și asta e preferata mea în momentul de față. Împreună cu cea mov pe care am luat-o din Oșan acum ceva timp. Sunt cele mai pufoase și îmi plac la nebunie. Cred că o să stau cu ea pe mine. Pentru că arată bine, nu? Îmi place și puloverul meu. Probabil o să mă întrebați de unde l-am. Este din CNA, l-am luat când am luat acum ceva timp, chiar când le-au băgat și aveau o reducere la toate puloverele din magazin, mi se pare că a fost 56 de lei sau ceva de genul, super fain, numai că nu este foarte lung, adică îl recomand cu pantalon cu talie mai înaltă, dar e foarte fain, este un brad, are așa câteva globulețe și scrie Xmas time, I love it, îmi place mult. Așa, apoi am luat un buchet mare de trandafiri, sunt artificiali, îmi place mult cum arată, sunt o grămadă și doar dacă te uiți foarte aproape îți dai seama că nu sunt adevărați, dar arată superb și avem o vază înaltă albă, i-am pus în bucătărie și arată super, super fain, îmi plac mult și ăștia au fost parcă ieftini, mă dispăru bonul, 15 lei, buchet de trandafiri roșii, 15 lei. Apoi am luat un aprinzător din ăsta de aragaz care se reîncarcă. Avem unul, dar nu l-am încărcat și doar face o scânteie. Merge să aprinzi aragazul cu el, dar nu merge să aprinzi lumânări. Și cum eu sunt obsedată cu lumânări, nu vreau de fiecare dată să am un chibrit. Așa că am vrut să iau un din ăsta. Are și capul așa mobil, deci dacă este o lumânare din aia mai dubioasă, puteți să-l aprindeți fără nicio problemă. Evident, este mov, ce vă puteți aștepta. Și e foarte fain, chiar e simpatic. Poți să îți setezi de aici intensitatea, poți să-l și blochezi, are aici un butonaș și, cum am zis, se reîncarcă. Vreau să vă arăt chestia asta, o am mai de mult, n-am luat-o acum, dar nu știu sigur dacă v-am arătat-o într-un clip, dar am zis să o includ și aici pentru că este din Jumbo. Am luat-o, mi se pare că undeva prin vară. Este o rolă din aceasta pe care o folosești să te masezi fie pe picioare, fie pe corp în general. Nu merge pe față pentru că este un pic cam mare, dar merge așa pe gât. Am luat-o pentru că în vară foloseam o cremă din aceea cu efect de răcire și îmi plăcea foarte, foarte mult să o folosesc cu asta. Este genială, are niște chestii de astea care ies în afară ca un fel de dâmburi, dar sunt foarte mari. Și e perfect când te masezi pe picioare, te masează atât, atât de bine. Am luat-o pe ultima și sincer să fiu, m-am uitat și acum după ea și nu am văzut-o. Nu știu exact dacă mai au, dar e foarte, foarte fain. Și dacă vedeți ceva asemănător și vă place să vă masați deja pe picioare, vă recomand să vă luați una pentru că e foarte faină și am folosit-o o grămadă, de o grămadă de ori. E foarte mișto. Am trecut repede, repejor și prin zona de din astea dosare, chestii de birou. Și mi-am luat un dosar din ăsta mare, este din plastic și roz, mi-am mai luat câteva culori. Inițial vreau să-mi iau din acelea tar, din carton, dar le-am văzut pe astea și îmi plăceau mai mult, plus că sunt și colorate și pot să le îndoi, adică dacă nu țin cap în ghiozdan sau ceva, pot să le îndoi un pic și intră. Încă un lucru random este acest borcan în care ținem zahărul. Mai aveam unul, dar s-a spart și am vrut să luăm încă unul. Vreau ceva să nu fie transparent, ceva cu un model, dar nu aveau, l-am găsit doar pe ăsta și este ok. Se deschide un pic mai greu, dar e fain. Are aici o bandă din asta de silicon ca să se închidă ermetic și să nu intre aerul, dar trebuie să aveți grijă, adică nu e super de calitate, dar își face treaba, adică ține zahărul în el și acum că mă uit așa la el, îmi place că se vede ce e prin el, dar aș fi dorit să aibă măcar un desen sau ceva, dar e ok, e fain.
Iar acum vreau să vă arăt piesa centrală și lucrul de care sunt cel mai fericită și mă bucur extrem de mult că l-am cumpărat. Este acest Moș Crăciun. Este imens! L-am luat să-l punem în fața bradului. E super mare. Mai aveau unul și mai mare decât ăsta. Era efectiv, mi-ajungea undeva pe la șol. Deci era gigant, era jumate din mine. Dar am zis să-l luăm pe ăsta pentru că ăla era mult prea mare pentru cineva care stă la casă. Noi suntem la bloc și ăla era gigant. Dar și ăsta e super frumos și dacă vă uitați o să-l aduc mai de aproape. Deci e superb. Are în primul rând o căciuliță care are un clopoțel. Are ochelari, barba este foarte drăguță. Are aici o carticică pe care scrie Night Before Christmas. Are un felinar. Apoi are sacul cu jucării pe care îl ține în mână. Are un pullover super simpatic și peste ca un fel de cojocel. Niște pantaloni și încălțări. Deci chestia asta este genială și să vă zic o mică poveste. Deci nu mi-a venit să cred. Acum 2 ani am fost, în aceeași perioadă, am fost la Jumbo, dar în Paladi. Și eram efectiv șocată de câte decorațiuni au ei pe acolo și văzusem moșul ăsta exact, aceeași dimensiune, aceeași culoare, pentru că mai sunt și pe crem și pe argintiu cu alb, adică erau mai multe culori, nu doar ăsta pe roșu. Și am o poză, o să o inserez undeva pe aici, care este făcută exact acum 2 ani cu moșul acesta și o făcusem pentru că era superb, nu l-am luat atunci, dar era absolut superb și am vrut să l-am ca amintire. Și 2 ani mai târziu a venit la mine. Deci spuneți voi că asta e întâmplător, dar când l-am luat nu știam că acum 2 ani făcusem poza aia la exact același moș. Nu mi-a trecut nicio secundă prin cap. Apoi când m-am uitat prin telefon și am văzut-o, mi-a căzut fața, deci nu mi-a venit să cred. Și am zis că moșul ăsta chiar trebuia să vină anul ăsta la mine acasă. Și uitați-vă cât de superb e, e genial. Și cam asta este tot ce am luat. Am zis, nu este un haul extrem, extrem de mare, dar am luat chestii calitative și foarte frumoase din punctul meu de vedere și chiar sunt foarte fericită de absolut tot ce am luat. Sper că v-am dat câteva idei, iar dacă ați fost și voi la Jumbo anul acesta, spuneți-mi ce v-ați luat, iar dacă aveți un canal de YouTube, lăsați-mi linkul videoclipului pentru că vreau și eu să mă uit ce v-ați luat voi. Dacă nu ați făcut-o deja, puteți să mă urmăriți pe Instagram și pe Twitter, dar și pe canalul de vlog, unde postez în engleză și am început să încarc vlogurile din America de vara aceasta. Dacă vreți să vedeți ce am vizitat pe acolo, ce am făcut, vă invit pe canalul de vlog, este andrami04tv. Puteți să vă abonați și să vă uitați la vlogurile mele. Îmi place mult cum au ieșit astea din America și încă sunt la început, pentru că sunt, mi se pare că în ziua 6 sau 7 ceva de genul, dar am o tonă de poze și o tonă de filmări, trebuie să mă uit atent la fiecare ca să știu ce pun și ce nu pun, așa că de aia durează un pic mai mult, plus că trebuie să fac și voiceover, deci este un proces mai lent, dar vin toate. Da, cam asta este tot ce mi-am luat din Jumbo. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Mua!